vrea să spun câteva cuvinte. Am preocupat acest verset 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unii pe alții. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Sunt niște cuvinte așa de bogate și îmi doresc și mă rog ca Domnul să mă ajute să rămân simplu în gândurile mele în ceea ce voi spune, pentru că sunt niște lucruri care trebuie pătruse prea mult cu rațiunea noastră și trebuie doar să coboare minimă. Despre asta e vorba aici. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricina să se plângă de altul, iertați-vă unii. Dacă are pricina, nu dacă nu are niciun motiv, adică scuză. Nu, dacă chiar are un motiv, fratele tău, are un motiv pentru care e deranjat. Chiar a păcătuit împotriva ta. Te-a deranjat cu un motiv real. Dacă are pricina. Iertați-vă unul pe altul. Și de unde această putere de iertare? Bineînțeles, asta este întrebarea. De unde această putere de iertare? Să nu te superi. Să nu ții... Să nu capeți adversitate și supărare dură față de fratele tău. De unde această putere? Este simplu. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Este această sursă imensă, această bogăție imensă din care putem și noi să oferim. Anume că El ne-a iertat pe noi. Cum ne-a iertat El? Păi Domnul Iisus ne-a iertat complet. Ne-a iertat complet. Și ne-a iertat atunci când noi eram dușmani ai Lui. Așa spune El. Pentru că pe când eram noi vrăjmași ai Lui. El ne-a iertat atunci când noi îl răneam pe El. Biblia spune că păcatele noastre îl rănesc pe Dumnezeu. Sunt împotriva Lui. Și El ne-a iertat. Domnul s-a iertat într-un mod de plin acolo când era pe cruce și a zis Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Noi eram aceia care loveam în El. Păcatele noastre l-au pironit pe cruce, așa spunem noi aici în adunare. În felul acesta ne-a iertat Domnul Iisus și în felul acesta noi trebuie să iertăm pe frații. Să iertăm pe fratele nostru. Într-un mod de plin. Și avem această sursă, această motivație. Domnul Iisus m-a iertat pe mine și eu trebuie să iert pe fratele meu. Și este exact ceea ce a predicat și Domnul Iisus. Iubel m-a întrebat, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? M-a întrebat, cum e că iertarea asta? Cum facem? O iert o dată, de două ori, de câte ori? Și Domnul Iisus se iartă. Iertă de multe ori. De 70 de ori câte 7. De foarte multe ori. Și a dat o pildă. Și știți pilda aceea? Un om care datora stăpânului său 10.000 de galbe. Și pentru că nu avea cu ce plăti, stăpânul i-a iertat toată datoria. Și omul acela a plecat și pe drum s-a întâlnit cu un tovarăș al lui care datora 100. Și a luat de gule și a zis, plătește-mi tot. Și a luat și a dus la închisoare și a zis, nu te las până nu plătești toată datoria pe care vrei să ne dai. Și stăpânul i-a zis, când a aflat despre ce a întâmplat, nu se cădea ca și tu să-l ierți pe fratele tău. Eu ți-am iertat toată datoria. În felul acesta, Domnul Iisus aduce același argument. Ai fost iertat de o datorie imensă. O datorie care te-a fi costat viața pentru veșnicie. Și tu să ierți pe fratele tău. Una dintre cele mai frumoase povestiri pe care o știu despre lucrul acesta, despre iertare, este una dintre povestirile de fratele Gogna din închisoare, când spune despre unul dintre colegii de suferință, un credincios, care a ajuns împreună cu el la camera 4, acea cameră unde erau moribunzi, puseră bătuți și urmau să moară câteva zile. Și acolo mureau toți care
acolo mureau. Fratele Bonfant este de cei care a scăpat. Exact, nu este în cartea. Eu mai mult eu am scăpat, am să spun ce s-a întâmplat acolo. Și acolo ajungeau pe unii mulți. Și a ajuns și un creștin acolo. Fusese bătut de unul dintre călării de acolo, de la securitate. Și după câteva zile a venit acolo, în camera aceea, tot pe targă, chiar călăul lui. Omul acela care l-a bătut până la moarte, pe credincios. Și el făcuse ceva, nu le-a fost credincios într-un fel comuniștilor și nu, ăia nu sunt, fără milă, l-au bătut și l-au dus în aceeași stare în care le-au ajuns cei bătuți de el. Și omul acesta era pe moarte, călăul acesta. Și credinciosul ajutat, s-a tărât până la el, ajutat și de ceilalți, a venit la el și l-a sărutat și a spus, te iubesc și te iert. Domnul avea resurse acest credincios, această iertare de sus, pusese și el iertare. Știa ce înseamnă iertare și putea să o dea mai departe această iertare. Acum, am vorbit de lucruri mari. Să iertăm lucruri așa de, da, chiar viața, cineva să-ți ia viața, să te bată până la moarte și totuși să-l ierți. Poate nu suntem deci despus și în situația aceasta, însă se întâmplă să ne supărăm pe frații noștri pentru lucruri mici. Petrecem timp împreună și observăm tot felul de lipsuri a frații noștri. Observăm că unul e perfecționist. Unul e prea meticulos. Unul se grăbește, unul vorbește prea mult și ne plictisește. Sau altul, cine știe, nu ne place zâmbetul lui sau mi se pare că e prea fals ceea ce face. Și le găsim tot felul de lipsuri. Și uneori, aceste greșeli pe care ei le fac, noi nu le îngăduim. Exact acest verset, exact cuvântul cu care începe acest verset. Îngăduiți-mă. Dacă noi am fi în stare să îngăduim, să trecem cu vederea tot felul de lucruri mărunte pe care le găsim la frații noștri, câtă putere am avea și cât de deschisă ar fi relația noastră cu ei. Trebuie să îngăduim slăbiciunile fraților, să le îngăduim defectele lor, greșelile lor, îngăduiți-vă, spune. Și vorbește aici mai sus, cumva, versetul 12 pregătește lucrul ăsta, cred eu, și 13 doar, 12 mai general, și 13 îi se vorbește acest caz particular al iubitării. La 12 vorbește despre această îmbrăcare și enumeră aici 5 lucruri cu care trebuie să ne îmbrăcăm. Și cred că dacă am avea aceste 5 lucruri cu care să fim îmbrăcați, ar fi mult mai ușoară iertare. De fapt, nimeni ar fi nevoie să ierți, că nu te-ar ofensa niciun frate. Nimeni nu te supără. Când ești îmbrăcat cu aceste lucruri. Îmbrăcare. Îmi gândeam că te îmbraci cu ceva, te îmbraci cu o pelerină, ce se mai vede? Nu te mai vezi tu. Se vede așa pelerină cu care ești îmbrăcat. Și noi ar trebui să fim îmbrăcați cu aceste 5 și apoi peste ele dragostea, îmi spune la versetul 14, îmbrăcați cu aceste lucruri, se vor vedea doar aceste lucruri în caracterul nostru. Să fie, când se uite cineva la noi, să vadă aceste lucruri. Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Dar lucrurile pleacă undeva și mai din spate. Ca niște aleși ai lui Dumnezeu. În primul rând trebuie să realizăm ce suntem noi. Cine suntem? Suntem aleși, aleși din Dumnezeu. El ne-a ales, El a pus mâna pe noi. Și le-a zis, te aleg, ești al meu. Ești al meu. Sfinți și prea iubiți. Sunt sfânt pentru Dumnezeu, adică pus deoparte pentru Dumnezeu. Sunt ceva special pentru Dumnezeu. Trebuie să luăm lucrul acesta cu credință puternică. Sfinți și prea iubiți. Prea iubit de Dumnezeu. Este, da, prea iubit de Dumnezeu. Sunt iubit de El. Acesta sunt eu. Sunt ales, sunt pentru El, doar am lucrat special pentru El și sunt iubit de El.
aceștia suntem noi. Dacă vom înțelege bine ceea ce suntem noi, statutul nostru, vom putea și să oferim mai departe. Este acel vers, se spune că Domnul Iisus, El era bogat, nu? Spune că El s-a făcut sărac ca să îmbogățească pe mulți. Noi suntem îmbogățiți. Noi gândim că în cer vom fi bogați. Și e adevărat. Dar noi suntem bogați de acum. Avem de unde oferi aceste lucruri. Avem de unde oferi îngăduință. Avem de unde oferi milă. E putem. Avem de unde oferi. Pentru că trebuie să avem această mentalitate a abundenței. Un creștin trebuie să aibă această mentalitate a abundenței. Deci ziceam, sunt sărac, nu pot să ofer. Nici milă nu pot să ofer. Nici bunătate, că n-am de unde să ofer. Creștinul are de unde să ofere. El este bogat, spune că Domnul Iisus ne-a îmbogățit. Noi trebuie să oferim acest caracter mare, această putere există, să a fost umpluți și putem să oferim. Uităm cine suntem. Suntem aleși, sfinți și preaiubiți. Și am fost îmbogățiți de Dumnezeu și putem să oferim aceste lucruri. Îndurare sau milă, îngăduință. Nu taxez pe cel de lângă mine, ci îngădui. Pot. Bunătate. Eu ofer ceva. Să ofer. Să ofer fraților. Smerenie. Smerenie, adică să nu mă văd superior. Să mă văd corect. Ca în ochii. Ca prin ochii lui Dumnezeu să mă văd. Și să nu mă văd superior. Mai bun, mai deștept, mai. Să nu mă văd superior față de frații. Blândețe. Blândețea este un cuvânt folosit în contextul puterii. Spune despre un cal că e blând. Poți să stai lângă el că e blând. Dar calul are o putere imensă. Te-ar putea, când te mușcă, stropește oasele. E foarte puternic. Dar e blând acel cal. Un frate care este blând este un frate care are anumită statură, anumită maturitate, are putere. Dar este așa de blând cu tine. Nu te critică, ci te ajută. Are putere și poți sta lângă el fără frică. Deși este un frate foarte puternic. Este o persoană foarte puternică. Știe foarte multe, poate. Sau are anumite daruri. Dar el este blând. Este acela care, lângă care poți sta. Blândețe. Îndelungă răbdare. Da. Este un frate care toate aceste îndurare, bunătate, smerenie, nu sunt doar pentru o vreme, ci sunt pentru mult timp. Mult timp. Țin mult timp la cel credincios. El nu se oprește din bunătate, el nu se oprește din îndurare, din dragoste. El ține mult. Ține îndelungă răbdare. Cred că toate aceste lucruri sunt o pregătire pentru această manda peste, această îmbrăcare care este dragostea, despre care se vorbește la versetul 14. Mai presupere că acestea îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire. Iubim pentru că El ne-a iubit întâi și la fel la versetul 13 iertăm pentru că El ne-a iertat întâi. Aș rămâne cu acest gând al bogăției. El ne-a îmbogățit și putem să oferim fraților pentru că avem de unde. Pentru că El ne-a îmbogățit. El să ne ajute la lucrul acesta.